Bun găsit la Meditații pentru Părinți, dragele mele, dragii mei, sunt Adriana, iar invitata mea de astăzi este Mona Reu, trainer specializat în comunicarea non-violentă. Bine ai revenit, Mona! Bine v-am regăsit! Ei bine, Mona, tu ai inventat cele 5 cheițe? Nu le-am inventat eu, însă... Nu, tu le-ai cules și le-ai... Exact, eu le-am grupat... Tu le-ai grupat exact, în cele 5 pentru că am descoperit în timp că sunt extraordinar de eficiente în a crea și a menține o relație armonioasă cu copilul personal, meu, în primul rând, exact. Bun, tema, dragele mele, dragii mei, este 5 cheițe și în paranteză scrieți voi acolo pentru o relație armonioasă cu copilul. Respectiv, din categoria tips and tricks, cui îi place mai tare așa. Da, mai mult sau mai puțin, nu sunt atât de simplu, de practicat, pe cât sunt de înțeles, însă sunt 5 chei pe care eu le-am descoperit pășind pe calea comunicării non-violente, sunt principii, ca să spun așa, de comunicare non-violentă, care ajută în crearea relației pe care ne-o dorim cu copiii noștri. Sunt convinsă că fiecare părinte își dorește să aibă o relație cât mai apropiată și cât mai armonioasă cu copilul lui. Și cred că uneori ajută să avem undeva grupate la un loc câteva lucruri pe care le putem practica pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem. Unde vrem să ajungem? Care-i scopul tău? Pentru că e clar că dacă tu ai făcut această muncă de a căuta, de a găsi, de a experimenta și de a cataloga 5 moduri în care tu ajungi la o comunicare reală, normală, relaxată, nu știu ce alte atribute să mai adaug, cu copilul tău, înseamnă că te-a preocupat foarte tare subiectul și că te-ai gândit și unde vrei să ajungi. Da, m-a preocupat subiectul încă dinainte de a avea copilul propriu, pentru că mi se pare foarte trist că se ajunge uneori la blocaje de comunicare majore între părinți și copii. Și știu că aceste blocaje de comunicare se răsfrâng asupra relației lor pe parcursul întregii vieți. Pentru mine, scopul principal este acela ca atât nevoile mele ca părinte, cât și nevoile copilului meu în relația noastră să fie pe cât posibil împlinite. În mod evident. Pentru că dacă doar nevoile copilului sunt împlinite, noi mamele o luăm razna, da, sau tații. Da, atâta timp cât un membru din această relație are de suferit, această suferință se va răsfrânge automat asupra relației, dar și asupra celuilalt. Eu nu cred în sacrificiul părintelui în favoarea copilului, dar nici nu cred în sacrificarea sau ignorarea nevoilor copilului pentru a pune pe prim plan nevoile părintelui. Cred foarte mult că o relație armonioasă nu se poate construi decât în echilibru. Dacă există echilibru între nevoile mele împlinite și nevoile împlinite ale copilului meu. Și cred că pe baza asta putem construi o relație, în primul rând, o relație apropiată și solidă cu copiii noștri, în al doilea rând, tot astfel putem să le oferim lor resursele necesare, instrumentele necesare ca pe parcursul vieții lor să aibă o comunicare satisfăcătoare cu cei din jur. Să aibă, în primul rând, o comunicare satisfăcătoare cu ei înșiși, să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, să-și recunoască nevoile pentru ca apoi să găsească soluții pentru ele. Mi se pare cea mai valoroasă educație pe care o putem da, o educație prin care ei înșiși să-și poată rezolva propriile probleme și să poată găsi instrumente pentru a-și împlini propriile nevoi. O relație echilibrată nu poate exista decât dacă cei doi termeni ai ecuației, respectiv și părintele și copilul, au nevoile împlinite. Sau măcar recunoscute. Sau măcar recunoscute, exact. Dacă nu împlinite. Împlinite e idealul, recunoscute e drumul spre... Să fie luate în seamă. În comunicare non-violentă căutăm ca nevoile tuturor să fie luate în considerare. Foarte bun. Și pentru aceasta, Mona Reu a găsit 5 chei pentru o relație armonioasă cu copilul. O să te rog deja să începi să vorbești despre cele 5 chei pe care le-ai descoperit și cum le putem aplica. Ai spus că sunt ușor de înțeles, teoretic, dar nu sunt atât de ușor exact, de practicat. Da. În primul rând, cred că primul pas spre a crea o relație armonioasă cu copilul este acela de a reuși să ne îndepărtăm puțin de
etichetele pe care le punem celor doi factori în ecuație, cum i-ai numit tu. Așadar, dacă ne putem îndepărta puțin de eticheta de părinte și eticheta de copil. Deci asta ar fi prima cheie. Exact. Prima cheie ar fi să renunțăm în momentul în care comunicăm la aceste două etichete. Din punct de vedere social, aceste două etichete vin cu o greutate foarte mare. Mai ales în România. Exact. De amândouă părțile sunt tot felul de obligații. Da? Un părinte nu este un părinte bun sau nu este considerat din punct de vedere social un părinte bun decât dacă știe să-și disciplineze copilul. Da? Copilul știe să spună bună ziua, mulțumesc, la revedere, copilul are rezultate minunate la școală. Da, își face temele de fiecare dată, este respectuos cu toți vecinii, zice să rumâna, se ridică de pe scaun în momentul în care vede o bătrânică în autobuz. Toate lucrurile astea, da, cad în spinarea părintelui. Nu zic că nu e o descriere a unui om civilizat, numai că omul ăla civilizat care e copil, să zicem, e în parcursul dezvoltării lui, deci s-ar putea la maturitate să ajungă să le facă pe toate, dar în copilărie poate nu face niciun sfert din lucrul ăsta. Plus că un lucru pe care l-am descoperit și cred că îl descoperă toți părinții, nu se poate să ai copil și să nu vezi. Copilul învață din exemplu. Nu învață atunci când este cicălit, nu învață atunci când de dragul celor din jur eu încep să-i fac observație și spune mulțumesc, spune să rumâna, da? Salută acum pe domnul, ridică-te în picioare. Mi-aș dori ca toate aceste lucruri, într-adevăr valoroase, să vină de undeva din interiorul lui și din propria lui dorință de a contribui la binele celuilalt. Și cred că asta se întâmplă doar observând un astfel de comportament la părinte, nu auzind constant critici, da, și ordine pe tema asta. Așadar, cred că o primă cheie este aceea de a renunța la aceste două etichete și de a vedea că și părintele și copilul sunt de fapt două ființe umane, să acordăm ambilor la fel de mult respect. Un lucru dureros în societatea noastră este că de multe ori cuvântul copil vine și cu această încărcătură de persoană demnă de mai puțin respect așa decât este un adult. Așa este. Pentru că nu are experiența necesară. Mi se pare absolut nedrept și este foarte păgubos în această relație. Am descoperit cu surprindere că această credință este adâncă rădăcinată în mintea adulților din România. Doar să aveți discuții cu oameni care fac parte din cercul vostru sau nu fac parte din cercul vostru, să fiți atenți la interviurile care se dau la televizor, aproape de fiecare dată, a fi copil este descalificant, adică nu meriți suficient de mult respect pentru că nu ai înălțimea necesară, experiența necesară, vârsta necesară. Bun, asta ar fi prima cheiță. Aceasta ar fi prima cheiță, să fim conștienți de faptul că și copil și părinte de la naștere avem aceleași nevoi. Ca ființe umane suntem, ne naștem cu aceleași nevoi și trăim cu ele toată viața noastră. Așadar, dacă vrei, până la urmă poate că o altă exprimare pentru a renunța la etichete este a acorda la fel de mult respect ambilor factori din această ecuație, atât copilului cât și părintelui. De acord? Un al doilea pas pe care îl putem face, o a doua cheie și cred că aici este punctul nostru nevralgic pe undeva. Să trăim în acord cu valorile pe care vrem să le transmitem copiilor noștri. Copiii vin pe lume și ne lansează la fileu atât de multe provocări și cred că este doar în interesul nostru să vedem aceste provocări ca pe teste ale valorilor noastre, ca pe provocări să evoluăm ca ființe umane. Și din punctul ăsta de vedere, cred că un copil este cel mai bun trainer de dezvoltare personală pe undeva. Că ți arată exact acele locuri din ființa ta la care mai ai de lucrat. Unde ești vulnerabil. Exact. Foarte ușor ți le găsește. Foarte ușor ți le găsește, mai ales dacă tu una îi spui lui, dar faci altceva. Da? Să-i spui să rumâna vecinului sau bunicii în timp ce tu probabil îl bârfești pe același vecin cu vecina de alături, da? În secret. Este un exemplu absolut, absolut banal, însă copiii
ne obligă pe undeva să trăim în acord cu valorile noastre. Cred că este important, în primul rând, să ni le clarificăm, să vedem ce anume vrem să le transmitem și să le oferim exemplul nostru. Dacă îmi doresc să am un copil generos, dacă îmi doresc să am un copil empatic, primul pas pe care pot să-l fac este să empatizez eu cu el, să fiu eu generoasă în relație cu el. Dar aud atâți părinți plângându-se de faptul că copiii nu le vorbesc. Dar există copii de clasele a 5-a și a 6-a care habar n-au ce meserie au părinții lor, cu care nu se discută nici măcar aceste lucruri simple. Exact. Am observat un lucru fascinant în legătură cu minciuna. Aproape toți părinții sunt absolut revoltați și furioși atunci când copilul îi minte și susțin sus și tare că adevărul este o mare valoare pentru ei. Dar am observat în parc, de exemplu, la lucruri foarte, foarte banale, de câte ori consideră părintele că este justificată minciuna pe care o spune copilul. De exemplu, când copilul vrea să se dea într-o mașinuță, părintele nu mai vrea să cumpere un jeton. Asta se întâmplă la noi în parcul Iore, unde sunt astfel de mașinuțe la tot pasul. Și copilului se spune, uite, s-a stricat, da? Nu mai funcționează. Din punctul meu de vedere, este o minciună. Poate că este o minciună nevinovată, dar tot minciună rămâne. Iar copilul așa și învață, exact, că minciuna poate fi folosită și în situații absolut banale, când n-ar fi nevoie de o minciună. Așadar, dacă vreau adevăr, atunci să am curajul să-i spun că nu mai sunt dispusă să cumpăr un alt jeton ca el să se dea în mașinuța respectivă. Ne este frică de reacțiile copiilor noștri, ne este frică ca nu cumva să dăm prost în public pe undeva. Și cred că asta este trist atunci când aceste lucruri se răsfrâng asupra relației dintre noi. Bun. Renunțarea la eticheta părinte-copil, asta ar fi primul pas, să trăim în acord cu valorile pe care le avem, ar fi cel de-al doilea pas sau cea de-a doua. Da, și în primul rând să este pentru mine și o invitație la reflexie, să vedem care-s valorile noastre. Exact, da. Și cred că nimic nu te obligă să îți revizuiești viața și valorile așa cum o face copilul pe care l-ai. De acord. Monica, cel de-al treilea pas. Al treilea pas mi se pare absolut esențial pentru orice părinte, și anume empatie față de sine. Și aș vrea să explic... Să știi că e foarte complicat. E o chestiune pe care din propria experiență sau din practica proprie, empatia față de propria persoană este un lucru care ține aproape de ajungerea în nirvana unui om care meditează și ține... Este ceva... foarte greu de atins, pentru că în primul și în primul rând suntem autoviolenți, suntem autodenigratori, suntem, chiar dacă nu la nivel conștient, uneori chiar la nivel inconștient, ne-am distruge în primul rând propria persoană și apoi oamenii. Cred că faptul că provenim dintr-un tip de educație care a fost atât de mult bazat pe frică, pe vinovăție și pe rușine, ne face să avem atât de puțină înțelegere și atât de puțină empatie față de noi înșine. Însă pentru un părinte, acest instrument al empatiei față de sine este absolut esențial. Atâta timp cât eu am această violență față de mine, atâta timp cât eu nu am înțelegere față de greșelile pe care le fac uneori ca părinte, nu am cum să am empatie și înțelegere față de copilul meu. Așadar, în relația asta mi se pare esențial să dezvolt capacitatea de a deveni mai empatic cu mine. Ce înseamnă asta în momentul în care fac o greșeală, în momentul în care acționez într-un mod... În care țip, care... bruschez copilul, îl șantajez, îl etichetez, nu știu, alte greșeli care sunt aproape normale într-o relație dintre doi oameni care au... nevoi diferite și e necesar să-și armonizeze nevoile. Da, bineînțeles, atâta timp cât aceste comportamente nu sunt lucrul pe care îl fac zi de zi. Exact, exact. Aș vrea să luăm judecățile pe care le avem față de noi ca pe o încurajare de a explora mai departe, de să nu rămân la acest nivel al judecății, că sunt un părinte rău, că sunt un părinte prost, că am să-mi distrug copilul dacă fac lucrul ăsta, și să trec dincolo de ele și să văd, hei, care au fost nevoile mele neîmplinite în momentul ăla, ce mi-am dorit să obțin. În momentul în care dau de nevoie, dau și de strategii alternative,
data viitoare, într-o situație similară, ce aș putea să fac? Așadar, vă invit la un mod de a gândi mult mai constructiv, care să ducă spre un deznodământ pozitiv al unei situații. Pentru că dacă ajungem să rămânem închistați în aceste judecăți față de noi, ele se vor transmite și se vor răsfrânge în mod automat asupra copiilor noștri. Empatia față de sine nu este un moft, este o necesitate. Avem nevoie de empatie, avem nevoie de înțelegere față de noi, în primul rând. Și avem nevoie ca nevoile noastre să fie luate în considerare și împlinite. Asta nu înseamnă să fii un părinte egoist, ci înseamnă să fii un părinte realist care își valorizează propria persoană la fel de mult cum o valorizează pe cea a copilului lui. Repet, relația asta nu poate fi benefică decât în momentul în care ambii, atât copilul cât și părintele, sunt la fel de împliniți și de hrăniți de ea. Bun, cel de-al patrulea pas? Al patrulea pas, care pornește cumva din al treilea, în momentul în care am empatie față de mine, am empatie față de copilul meu. Așadar, al patrulea pas îl constituie empatia față de copil. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă ca orice comportament al copilului meu, orice vorbă pe care o aruncă, să fiu capabil, ca părinte, să o traduc în sentimente și nevoi. Să văd pas cu pas ce încearcă să obțină copilul meu, înainte de a-l judeca, înainte de a corecta. Înainte de a mă enerva și de a reacționa la vorba, gestul, fapta lui. Exact. Să văd care este rădăcina. Nu e foarte simplu. Nu este deloc simplu și asta nu este simplu pentru că nu avem empatie față de noi, în primul rând. Pentru că noi nu avem un limbaj al nevoilor. Pentru că noi nu ne cunoaștem nouă aceste valori și aceste nevoi. Așadar, din nou, este o invitație la explorare interioară pe undeva. La introspecție. Da. Pentru că apoi să am capacitatea să fiu empatic față de copilul meu. Și să mă conectez la ce încearcă el să realizeze înainte să corectez. Și asta este din nou una dintre, una dintre greutățile care ne apasă pe umăr în momentul în care suntem etichetați drept părinți. Un părinte este cel care disciplinează, care corectează, da? Care taxează. Îmi doresc să fiu în primul rând un părinte care înțelege. Dacă și să-i dau, exact, și să-i dau copilului meu de înțeles că înțeleg. Faptul că, exact, sau că mă străduiesc, puțin încerc, da, că cel puțin încerc și explorăm împreună, ok, una dintre a empatiza din nou nu înseamnă a fi de acord cu tot ceea ce face copilul meu. A înțelege mecanismele, inclusiv cel psihologic, mecanismele care l-au determinat pe copilul meu să se comporte într-un anumit fel. Uneori să facă gesturi absolut aberante din punctul meu de vedere, dar dacă eu înțeleg mecanismele, eu reușesc să-i explic din punctul meu de vedere unde cred că n-a funcționat sau unde cred că a luat-o pe calea greșită, dar el mă poate, cum să spun, crede doar dacă vede că am înțeles. Dacă e doar o opinie așa de suprafață sau o opinie pe care eu încerc să i-o impun, nu va ține, oameni buni. Încercați cu copiii lucrul ăsta. Când vreți să le impuneți ceva cu deasila, vor face tot ce le stă în putință, și amintiți-vă de voi când erați copii, să eludați regula pusă de mama sau de tata. Sau să sau atât de bine ne prefăceam că de fapt respectăm regula și făceam exact ce vroiam eu. Exact. Până în clipa în care mama sau tatăl înțelegea mecanismul tău de apărare, mecanismul tău prin care greșai, aveai o discuție normală și practicai o negociere și din clipa aceea, nu știu, parcă cineva ți-a liberat mintea și te comportai... Și erai capabil și de altceva. Și de altceva, exact. Da. Asta este, de fapt, deznodământul fericit al acestei empatii. Este că ajungând la nevoia pe care copilul încearcă să o împlinească, pot să-i ofer și strategii alternative. El poate descoperi că pentru aceeași nevoie există o multitudine de moduri în care poate împlini nevoia pe care o are. E adevărat. Și ultima cheie pe care ultima ai descoperit-o este ceva ce am văzut că lipsește
de foarte, în foarte multe familii și mi se pare atât de trist. Și este vorba despre exprimarea recunoștinței față de membrii familiei noastre și de celebrarea lucrurilor care și funcționează și merg bine și se întâmplă frumos și armonios în familia noastră. Nu mă refer doar la exprimarea recunoștinței față de copilul nostru, mă refer și la exprimarea recunoștinței față de partenerul de viață. Mă refer la a crește un copil într-un mediu în care arătăm în momentul în care suntem împliniți de acțiunea altcuiva, în momentul în care ce face un alt membru al familiei îmi îmbogățește viața, să și recunosc lucrul ăsta. Să-l și sărbătoresc pe undeva. Tindem să ne concentrăm atât de mult asupra problemelor pe care le avem. Vedem imediat ce nu a făcut soțul meu, că nu a dus gunoiul, că nu a spălat vasele, copilul nu și-a făcut curățenie în casă sau în cameră sau nu și-a terminat temele. Observăm imediat ceea ce nu merge. Observăm imediat hibele din comportamentul celuilalt. Și tindem, din nefericire, să trecem cu vederea acele lucruri care merg, acele lucruri pe care soțul meu le face și le face bine, acele lucruri pe care copilul meu le face și îmi îmbogățesc viața. De multe ori pe astea nu le spunem, astea rămân undeva nerostite și tânjim, adevărul este că tânjim să auzim astfel de mesaje, pentru că fiecare dintre noi își dorește să contribuie la binele celuilalt. Așa că atunci când contribui la binele tău, mi-aș dori să aud și faptul că recunoști lucrul ăsta, că îl vezi, că îl putem sărbători împreună. Sunt convinsă că dacă ar exista mai multă recunoștință și mai multă celebrare în familiile noastre, viața noastră s-ar schimba radical. Viața noastră de familie ar fi mult mai liniștită și mai armonioasă, plus că în momentul în care văd recunoștința celuilalt pentru ceva ce am făcut, lucrul ăsta mă motivează interior. Singurul lucru de care mai avem timp acum este să recapitulez pe scurt fiecare dintre cele 5 cheițe. Mona, te rog. Prima cheiță ar fi renunțarea la eticheta de părinte-copil. Să vedem ambii factori ca pe ființe umane și să le tratăm ca atare cu la fel de mult respect. Al doilea pas ar fi acela de a ne trăi valorile, în primul rând să le identificăm și apoi să trăim în conformitate cu valorile noastre ca să oferim cel mai bun exemplu copiilor noștri. A treia cheiță, din punctul meu de vedere, este empatia față de sine, înțelegerea cu care mă apropii de mine și cu care îmi tratez și greșelile pe care le fac, că doar om sunt. A patra cheie ar fi empatia arătată și manifestată față de copil, care îl ajută pe el să capete încrederea și sentimentul că este acceptat și înțeles în familie. Iar a cincea cheie, foarte, foarte, foarte importantă, pe care vă recomand cu toată căldura, este arătați mai multă recunoștință atunci când este cazul, recunoașteți lucrurile pe care ceilalți le fac și care vă îmbogățesc viața și celebrați împreună micile minunății ale vieții. Nu este nevoie să se întâmple cine știe ce lucru extraordinar ca să celebrăm. Putem celebra și lucrurile mici, faptul că suntem împreună la masă și am apucat după o săptămână agitată să luăm masa împreună. Asta poate fi un posibil motiv de recunoștință și celebrare. Da, da. Mulțumim foarte mult, Mona, că ai fost astăzi alături de noi. Sunt Adriana și vă îmbrățișez cu drag și vă aștept și data viitoare la Meditații pentru Părinți.